Bună ziua! Vrei să știi mai multe despre statul continent Australia? Mela îți prezintă. Australia, sub denumirea oficială Commonwealth of Australia, este o monarhie constituțională parlamentară cu o suprafață imensă de 7.692.060 de kilometri pătrați, cuprinzând în teritoriul său continentul Australia, insula Tasmania și alte insule. Statul Australia mai revendică și 6 milioane de kilometri pătrați din continentul Antarctica, așa cum se observă pe această hartă. Acesta este drapelul statului Australia și peste masa observăm câteva elemente specifice, și anume pasărea emu, pasărea națională, și cangurul, considerat animalul național. Spuneam că este un stat federal constituit din mai multe teritorii, așa cum se văd pe această hartă: teritoriul de nord, Australia Occidentală, Australia Sudică, Queensland, noua țara Galilor de Sud, teritoriul capitalei australiene, Victoria și Tasmania. Reliefful țării este foarte plat, de altfel Australia, vorbind de continent, este continentul cel mai plat, așa cum se poate observa aici. Diferența între altitudinea maximă de 2230 de metri în vârful Kosciuszko și minus 12 metri la suprafața lacului Erie este cea mai mică amplitudine de relief dintre toate continentele. Observați și în această fotografie câmpii întinse, platouri joase, și aici observăm muntele Kosciuszko, care este un munte vechi și rotunjit, fără vârfuri semețe. Cel mai înalt, însă nu din zona continentală propriu-zisă, este vârful Mawson, 2745 de metri, observați aici. Este înscris în caldeira. Caldeira este un circ vulcanic foarte larg, care s-a lărgit în urma exploziilor succesive ale erupțiilor vulcanice. Caldeira masivului Big Ben și înconjurat de ghețari, așa cum se observă în această imagine satelitară. Și iată cât de departe este situată această insulă față de continentul Australia. Vorbeam și de munți. Cordiliera australiană, situată în partea de est a continentului, și avem aici câteva imagini din munții Albaștri, din Alpii Victoriei, muntele Hotham, care are decât 1862 de metri altitudine. Observați relieful relativ domol pentru o zonă montană. Cordiliera australiană este principala sursă de apă pentru Australia de Est și în această zonă se găsesc nici mai mult, nici mai puțin decât 45 de parcuri naționale. Un element specific reliefului australian îl constituie monoliții. Un monolit este un bloc de rocă, un bloc masiv, de dimensiuni foarte mari, constituit dintr-un singur element, așa cum vedeți în aceste imagini. Iată muntele Uluru. Este cel mai cunoscut. De acest munte se leagă tot felul de tradiții ale populației băștinașe, ale aborigenilor.
este cel mai celebru, spuneam, din lume, datorită ritualurilor aborigene și, de altfel, este înscris în patrimoniul UNESCO. Cel mai mare monolit din lume, însă, este muntele Augustus, iată unde se găsește, foarte vechi, 1,8 miliarde de ani și are o înălțime de 825 de metri și suprafața de aproape 48 de kilometri pătrați, un singur bloc. Vă imaginați cât de mare este. Și iată cum apare roca dintr-un asemenea monolit. Este un detaliu din muntele Uluru. Clima Australiei este o climă caldă, dată fiind poziția geografică pe continent. Și pe această hartă observăm principalele tipuri de climă: ecuatorială în extremitatea nordică, tropicală umedă, de asemenea, din cauza musonilor pe țărmurile nordice, și apoi climă subtropicală pe porțiuni restrânse, cea mai mare suprafață fiind beneficiind de o climă tropical aridă, deșertică. De altfel, Australia este cel mai arid continent după Antarctica, pentru că 80% din suprafață are precipitații cu valori mai mici de 600 de milimetri pe an. Beneficiază, între ghilimele, da, de un aer foarte fierbinte, a cărui temperatură poate să urce până la 50 de grade Celsius. Continentul este de asemenea sub influența oscilațiilor sudice ale curentului El Niño. Hidrografia este discontinuă. În Australia sunt multe regiuni areice, adică regiuni care nu au scurgere la oceanul planetar, regiuni în care se află multe lacuri sărate, rețeaua de râuri fiind mai bogată în partea de est, spuneam, cordiliera australiană constituind principala sursă de ape. Cel mai lung fluviu este fluviul Murray, care își are izvoarele în acești munți alpii australieni cu afluentul Darling. Și în imagine, o curiozitate, Westgate Park este unul dintre lacurile roz ale Australiei, situat în apropiere, așa cum se vede, de orașul Melbourne. Resursele de apă ale Australiei, un continent atât de arid, sigur că nu sunt foarte mari și mai ales sunt foarte neuniform răspândite. Observați pe această hartă marele bazin artezian al Australiei. Este printre cele mai mari și mai adânci strate acvifere din lume, are o rezervă de apă destul de mare, aproape 65.000 de kilometri cubi, cu o grosime a stratului acvifer de 3 km. pH-ul este însă mare, pentru că are o concentrație mare de săruri, între 0,5 și 1,5 grame la litru. Este firesc, trebuie să corelăm cu evaporația intensă și, în consecință, aceste ape, pentru a putea fi utilizate, trebuie tratate, iar temperatura apei oscilează între 30 și chiar 100 de grade Celsius. Se constituie, bineînțeles, în această zonă bazine de alimentare cu apă din această sursă a marelui bazin. Ele arată cam așa, evident că sunt ocrotite, îngrijite, apa se tratează pentru ca ulterior să poată fi folosită. Vegetația Australiei este caracterizată de plante adaptate la secetă și la foc.
Unele specii de orhidee, de exemplu, înfloresc doar după incendii. Și în Australia se găsesc între plante, da, peste 50% dintre speciile de plante sunt specii endemice. Totuși, 17% din teritoriu este acoperit cu păduri. A șaptea întindere de păduri din lume. Sigur că ele se găsesc în zonele de țărm cu ploi musonice sau ploi aduse de alizeele de sud-est. Pe țărm sunt și păduri de mangrove și păduri de foioase și conifere, pinul huon specific, da, în zonele mai înalte, unde precipitațiile sunt mai bogate în partea de est a continentului. Iată și câteva imagini de păduri, pădurea de Acacia Shirley sau ferigea arborescente în Parcul Național Erichimbe din Noua Țară a Galilor de Sud. Outback este o zonă de vegetație situată în interiorul îndepărtat al Australiei, dincolo de bush, da? Bush însemnând tufișuri. Așa arată această vegetație specifică Australiei, de aceea nici nu avem un termen echivalent, outback. Este una dintre cele mai întinse zone naturale care au rămas încă intacte pe suprafața globului pământesc. Suprafața acestei regiuni, ca să vă faceți o idee, echivalează cu două treimi din suprafața Europei. Este locuită, evident, cu o densitate foarte rară a populației, aproximativ 1 milion de locuitori, din care 17% este populație indigenă. Deșerturile, o altă asociație naturală specifică Australiei, observați aici cu roșu, sunt numerotate, le vedem la legendă, acoperă 18% din suprafața continentului în această categorie, intrând suprafețele care înregistrează precipitații mai mici de 200-250 de milimetri pe an. Peisajul este destul de diferit de ceea ce cunoaștem de la Africa, de exemplu, de la deșertul Sahara. Dunele de nisip au și ele o pondere destul de însemnată, dar sunt multe suprafețe cu ierburi uscate și, de asemenea, multe lacuri sărate. Fauna, de asemenea, multe specii endemice. 85% dintre mamifere sunt specii endemice, 45% dintre păsări și 89% dintre pești. Fauna are o origine străveche, cu mamifere ovipare și toată lumea învață la zoologie despre ornitoring, iată-l în această fotografie, și echidna. De asemenea, marsupiale, cangurul, koala, păsări fără aripi, așa cum este emu, specii domestice aduse de colonizatori care s-au sălbăticit ulterior, este cazul câinelui dingo sau gămila, iar în fauna marină renumiți sunt coralii. Și iată Marea Barieră de Corali, care este cel mai mare recif de coral din lume, cuprins în patrimoniul UNESCO din anul 1981. Iată o imagine satelitară a acestei bariere de coral și o imagine de aproape, o fotografie, o steaua de mare, o vedem aici pe coral. 2600 de kilometri lungime și o suprafață de 344.400 de kilometri pătrați, cu 3.000 de recifuri și peste 300 de insule de corali. Ce înseamnă recif? Este o acumulare calcaroasă de organisme de corali, despre asta vorbim acum,
formată în mările calde. Populația Australiei nu este foarte numeroasă. 25,7 milioane de locuitori în anul 2020, ceea ce înseamnă o densitate foarte redusă de doar 3,3 locuitori pe kilometru pătrat. Limba oficială este limba engleză, dar se vorbesc mai multe limbi în funcție de istoricul populării continentului. Limbi aborigene ale populațiilor băștinașe, apoi ale imigranților, limba italiană, greacă, limba chineză, în special cantoneza. Predomină albii, 88,7% din populație de origine europeană, urmați de asiatici, cei mai numeroși imigranți, 7,3% și doar 3% populația băștinașă. În această fotografie se poate observa marea diversitate a populației australiene. Capitala țării este Canberra. A fost aleasă pentru a fi capitală în anul 1908 și inaugurată cu această funcție în urma proiectului arhitectural Oraș Verde în anul 1913. Da? Observați din această fotografie că într-adevăr este un oraș cu foarte multe spații verzi. Economia Australiei este avansată și competitivă. De altfel, Australia ocupă locul întâi în lume la produsul intern brut pe cap de locuitor. Cu toate acestea, prețul locuințelor și gradul de îndatorare al gospodăriilor sunt printre cele mai mari din lume și, încă un paradox, 13,6% din populație se află sub pragul internațional de sărăcie. Ceea ce, sigur, înseamnă că este o foarte mare polarizare a populației între oameni foarte bogați și, iată, o pătură însemnată din populație sub pragul de sărăcie. Principalul sector economic îl constituie serviciile. Sydney este orașul cel mai mare al Australiei, dar nu pentru acest aspect l-am prezentat, ci pentru faptul că este și cel mai important centru economic și comercial. Iată, în imagine, districtul central de afaceri din orașul Sydney. Transporturile sunt extrem de importante pentru orice țară cu economie avansată și competitivă. Dată fiind întinderea Australiei și densitatea relativ scăzută a populației, s-au dezvoltat foarte mult toate tipurile de transporturi, inclusiv transporturile aeriene interne. Australia are peste 300 de aeroporturi cu piste asfaltate. Transportul feroviar de pasageri completează transportul naval către interior și vorbeam de relația cu economia. Transportul feroviar este cel care asigură transportul minereurilor din zonele de extracție către porturi, Australia fiind o mare exportatoare de resurse naturale. Pe această hartă se pot observa drumurile naționale. Observăm densitatea foarte mare în partea de sud-est, est și sud-vest, zone intens populate și o rețea mai redusă în interior. Transportul rutier rămâne însă cel mai utilizat, în imagine autostrada de est în apropiere de Melbourne. Industria extractivă, spuneam că Australia este un mare exportator, iată, se extrag cantități însemnate de bauxită, unde Australia ocupă locul întâi pe glob, minereul de fier, plumb, nichel, locul al doilea,
aur, de asemenea, locul al doilea, uraniu, locul al treilea și argint, locul al cincilea pe glob. Pe această hartă se pot vedea zonele cu resurse și zone de extracție, iată, minereuri de uraniu, resurse de petrol, de lignit și, de asemenea, pe țărmuri, porturile prin care se exportă. În această fotografie, cea mai mare mină în carieră din Australia, ce înseamnă mină în carieră, înseamnă că minereul se extrage de la suprafață, este vorba de mina de aur de la Bedington. Agricultura este un sector important, deși nu se ocupă un număr foarte mare de locuitori cu ea. Producția însă este însemnată și Australia este și o mare exportatoare de ovine, bovine și produse rezultate. De asemenea, cultivă bananiere, ananas și viță de vie. Iată în această fotografie o licitație de vite și în aceasta un sistem computerizat de mulgere simultană a 80 de vaci. Se și înregistrează automat cantitatea de lapte. Se explică astfel de ce populația ocupată în agricultură este foarte redusă. Inclusiv pășunatul, păzitul turmelor este foarte modernizat, se face și cu drone. Cum se explică ponderea însemnată a populației care trăiește sub pragul sărăciei, deși Australia are cel mai mare PIB pe locuitor? Fii conectat și observă lumea în care trăiești până la următoarea noastră întâlnire. La revedere!